Meci istoric mâine de la ora 20:30 la Sibiu pentru Corvinul Hunedoara, care va juca finala Cupei României la fotbal împotriva celor de la Oțelul Galați. Corvinul, echipă de Liga a doua, Oțelul Galați, nou promovat în Superliga. E pentru prima dată când se întâmplă aceasta în istoria fotbalului românesc. Totodată este pentru a doua oară când ultimul act al competiției are loc la Sibiu, după ce în anul 2023 Șepșii a învins-o pe Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Mii de suporteri albaștrilor vor fi la Sibiu pentru a-și susține favoriții. Corvinul Hunedoara a ajuns în finala Cupei din postura de echipă din Liga a doua și este pentru prima dată când o echipă din Hunedoara luptă pentru trofeu. De partea cealaltă, după 20 de ani, Galațiul are din nou șansa la Cupa României. În 2004, Dinamo învingea Oțelul cu 2-0 în finala disputată pe stadionul Cotroceni. Corvinul este a 15-a echipă ajunsă în finala Cupei României din ligile inferioare. O raritate însă pentru fotbalul nostru în ultima jumătate de secol, când doar FC Baia Mare în 1982 și FC Hermannstadt în 2018 au atins această performanță. Suntem în fața unui eveniment, parcă m-aș feri eu de termenii ăștia istorici. Istoria se scrie în altă parte, dar pentru Hunedoara, pentru întreaga sufare hunedoreană, pentru eforturile făcute de domnul primarul Băuțanu, artizanul aceste etape în viața hunedorenilor, noi va trebui să facem tot ce depinde de noi ca să ne atingem acest obiectiv. E într-adevăr un joc în care întâlnim o echipă titrată din fotbalul românesc, o fostă campionă a României, dar să nu uităm în același timp dorința noastră, foamea noastră de rezultate. Suntem o echipă, vom reuși, așa cum am reușit să eliminăm Șepșii de deținătoarea trofeului, așa cum am reușit să eliminăm CFR Cluj într-un meci de povestit nepoților, așa cum am reușit voluntar, am convingerea că vom reuși și de la această finală. Sunt momente unice, așa este până la urma urmei, suntem aproape de a pune mâna pe un trofeu. Să ne concentrăm efectiv pe finală și eu cred că vom aduce cupa cum își dorește și suporterii și cum ne dorim cu toții să aducem cupa la Hunedoara. Mii de suporteri ai albaștrilor vor fi mâine în tribunele stadionului de la Sibiu pentru a-și susține favoriții. Hai, Corvinul!